Vaccinarea împotriva gripei este una dintre cele mai eficiente metode de a obține protecție împotriva virusului. Cu toate acestea, rata de vaccinare se menține la cote mici în multe state. Este și cazul României. Un studiu arată că cea mai scăzută rată de vaccinare împotriva gripei în rândul persoanelor de peste 65 de ani din Uniunea Europeană s-a înregistrat în 2016 în Estonia, Letonia și România, față de o medie de 43% la nivelul Uniunii Europene. În 2016, în rândul celor 18 state membre ale Uniunii Europene pentru care sunt disponibile datele, cea mai ridicată rată de vaccinare împotriva gripei în rândul persoanelor de 65 de ani și peste s-a înregistrat în Marea Britanie, 71%, Spania, 56% și Irlanda, 55%, iar cea mai scăzută în Estonia, 3%, Letonia, 4% și România, 8%. Se estimează că proporția populației Uniunii Europene de peste 65 de ani care este vaccinată împotriva gripei a scăzut de la 50% în 2011 la 43% în 2016. În acest interval, cel mai semnificativ declin a fost raportat în Italia și Ungaria, ambele cu 10 puncte procentuale, Croația și Slovacia, ambele cu 9 puncte procentuale. În contrast, cea mai ridicată creștere a ratei vaccinării în rândul persoanelor de peste 65 de ani s-a înregistrat în Finlanda, 9 puncte procentuale, și Lituania, 4 puncte procentuale.